Două asistente medicale au fost surprinse băute la locul de muncă. S-a întâmplat la Spitalul pentru Copii Emilian Coțaga din capitală. O femeie care își adusese băiatul la instituția medicală a chemat poliția după ce a văzut că angajatele care erau de gardă scăpau seringele din mâini și miroseau puternic alcool. Conducerea spitalului a inițiat o anchetă și și-a cerut scuze de la părinții șocați, care au renunțat la serviciile celor două asistente și și-au dus copilul la altă clinică. Femeia care a sesizat poliția nu a vrut să apară în fața camerelor de luat vedere. Spune că imediat după cele întâmplate a auzit mai multe comentarii răutăcioase la adresa ei și a fost criticată pentru faptul că a hotărât să facă public incidentul. A ajuns la spital pentru că băiețelul ei de 4 ani s-a lovit puternic la cap. O ambulanță i-a adus la Emilian Coțaga, iar acolo au fost întâmpinați de către două asistente. Comportamentul lucrătorilor medicali i s-a părut ciudat din start, povestește femeia. Orice urmă de îndoială s-a risipit atunci când asistentele au început să scape seringele din mâini și s-a simțit un miros puternic de alcool. Părinții copilului au hotărât să-l ducă la altă clinică, dar au sunat și la 902. La spital au venit imediat câțiva polițiști. La fața locului a fost orientat să se deplaseze ofițerii de securitate publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Sectorului Centru. Ulterior, ei au constatat că femeile aflate în serviciul de gardă inițial refuzau să se conformeze cerințelor legale pentru a depune explicații în acest sens. Polițiștii au solicitat la fața locului și un echipaj al Inspectoratului Național de Patrulare. Asistentele medicale au suflat în etilotest, iar rezultatul i-a uimit pe oamenii legii. 0,58 de miligrame de alcool per litru în aerul expirat, ceea ce depășește de câteva ori norma indicată. La fața locului au fost chemați și reprezentanții conducerii Institutului Mamei și Copilului, din care face parte Spitalul Emilian Coțaga. Într-un final, asistentele s-au lăsat convinse să-și explice comportamentul. Eu nu știu ce funcție. Încercați, vă rog, frumos scris să fie înțeles. În acest caz a fost deschisă o anchetă internă. Instituția s-a autosesizat în privința situației, nu știu, incidentul care a avut loc la Emilian Coțaga în jurul orei 1 de noapte. A fost formată o comisie de elucidare a cazului, care nu se va expune pe regulile pe situația creată. Regretăm foarte de toate cele întâmplate, aducem scuze părinților. Asistentele medicale, care au 47 și respectiv 60 de ani, riscă să fie demise.